Prima delegație moldovenească la Olimpiada a plecat în această dimineață la Londra. Este vorba despre boxerul Vasile Belouș și antrenorul său. Federația de profil îi promite sportivului 30.000 de euro dacă se întoarce acasă cu medalia de aur. Delegația Moldovei la proba de box este cea mai nerăbdătoare să cucerească Londra, așa că a plecat în Marea Britanie cu 9 zile înainte de competiție. Для хорошего выступления у меня все есть на данный момент. На этот олимпийский цикл, на эту олимпиаду. Чуть-чуть удачи, фарта и будет все хорошо. Но если честно, то я к этому шел, я стремился. Мне кажется, это мечта любого боксера, спортсмена. Тот сам шанс, но тот не сильно имел шанс. Мы не идем на экскурсии, мы идем на мунку, на осорц. Це нормально, поки се боксеє добре, Василич поки се вчерашній школі медалі. Prova de box este una de tradiție în Moldova, iar la precedentele Jocuri Olimpice țara noastră a avut rezultate bune. În anul 2000 la Sydney, Vitalie Grușac a cucerit medalia de bronz, ca peste 8 ani la Beijing, performanța să fie repetată de Veceslav Gojan. Președintele Federației de Box, Vasile Chirtoca, spune că și în acest an există șansa de a obține o medalie. Poate sunt vreo 3-4 în lume boxeri care, la care Vasile poate să pierde, dar el este foarte bine pregătit și poate să aibă succes și să primească medalii. Federația promite că va premia orice medalie adusă acasă. Мы выделяем там за золото, по-моему, там 30.000 евро, за серебро 20.000 евро, а за бронзу, по-моему, 10 или 15. Лучше 15. Сколько? Лучше 15. Привезите, потом будем торговаться. La Olimpiada de vară de la Londra, Moldova va fi reprezentată de 21 de sportivi.